Salutare și bine v-am găsit la partea a doua a clipului cu experimentul. Am montat aproximativ, că nu i-am pus siguranțele, pistonul de 45 de cu placat cu teflon. Setul se potrivește ca să fac sistemul de admisie. Am făcut așa ceva. Am băgat un furtun. L-am scos aici. Aici în capăt o să vin cu o bucată din ăsta pentru etanșare din gâtul ăsta lui. Plus inelul ăla de bronz, care știți și voi că l-are și aiba aia acolo. Acum la porturi să văd dacă îi fac ceva modificări, nu prea am de gând să-i fac, nu prea ar fi nevoie. Doar un pic pe admisie, poate să degajez și transferurile un pic la evacuare, nu prea am ce să fac, dacă să o ridic puțin, dar nu știu, nu prea văd sensul să lucrez în interior, poate o să lucrez doar pe afară. O să văd ce o să fac, dar am rezolvat-o și pe admisie. O să vedeți forma finală, cum o să arate. Da, continuăm. Gata, băi, fraților. I-am făcut și lucrarea de portare peste tot, până la urmă. Nu m-am putut abține evacuarea. Evacuarea, o puteți vedea și din interior. Am desfăcut și porturile de transfer, în dreptul la transferurile de la carter. Am spălat cilindru, de-aia are apă, admisia. S-a lucrat foarte bine cilindrul, foarte ușor de prelucrat, în sensul că nu sare nici asilul după el, foarte bine tratat, diferență mare de astea ieftine. Acum o să vă arăt și ce-i fac la admisie și mai vedem. Bun, haideți să vă arăt și sistemul de admisie care l-am făcut. E un furtun care vine până aici și aici, în capătul ăsta, i-am tăiat de la gâtul ăla de admisie original garnitura, o pun aici, îi pun puțin silicon, o etanșez aici și pe aia și asta este. Și am făcut gât de admisie. E un furtun mai mare, băgat pe interior un furtun mai mic și aici o să pun silicon la îmbinări când îl montez. Și cam în asta a constat modificarea admisiei, adaptarea. Haideți că vedem ce a ieșit la final. Am terminat cu montajul. Bine, nu total, mai am să-i pun capacul, dar îl vopsesc, îl fac negru, o fac black edition. Am montat garnitura la bază, pentru că nu era ok fără garnitura. Așa, acum, ce să zic, ce am făcut eu aici, nu știu dacă merge, o să vedem, și dacă merge, nu știu cât ține. Sunt furtunuri, furtune, așa cum v-am explicat, și silicon. Astea, bine, vă dați seama că, na, nefiind, nu știu, special pentru așa ceva, pot să se coacă, să se facă sticlă în timp și să tragă el fals, altceva n-are ce să facă.
Asta rămâne de văzut până găsesc o altă soluție. Deocamdată să vedem dacă merge. Cum merge și dacă merită chinuiala. Am căutat pe site-uri, până acum eu n-am găsit vreun gât de admisie de acolo pentru aici și la lungime și la tot. O fi, eu nu zic că nu o fi, dar nu știu. Eu nu l-am văzut deocamdată. Stă bine la compresie. Bine, acum n-are bujia și nici eu n-am cum să vă arăt un pic. Am și telefonul, dar o să vedeți cum o să trag, să dăm proba de pornire. Bun, revin, continuăm. Gata, băi, fraților, am asamblat-o la loc. Hai să vedem dacă și pornește.
Gata, voi, fraților. Ați văzut și voi ce repede a pornit, nici mie nu mi-a venit să cred. Ha, a rămas așa. Da. Asta înseamnă că nu trage aer fals pe nicăieri, că altfel nu porne așa repede. Și am făcut treabă bună cu adaptarea acolo. Deci am făcut treabă bună, cum v-am spus. E cu furtun, nu știu cât durează, vom vedea. Ce e clar că nu trage aer fals și nu se mișcă, că o ține plasticul ăla și gâtul ăla. Îmi curge niște ulei pe aici, fix pe la bușon, trebuie să-i schimb garnitura sau bușonul. Dar nu-i problemă, asta se întâmplă la chinezești, e ceva normal. Da, așa în concluzie ce pot să zic cum trage, la început a fost un pic mai putred lemnul, ceea ce a fost perfect pentru un fel de rodaj. După care, ia uitați, rumegul și lemnul e bun. Nu mai e putred, s-a și văzut la motor. Concluziile este că îmi place cum a răspuns și cum trage. Băi, și nici măcar n-am făcut reglaj la ea, nici în afara clipului, nici pe clip. Cum a fost reglată dinainte pentru setul de 43 de mm, așa a rămas. Și până acum amestecul sună foarte bine, nu sună bogat, nu sună sărac, după ce se încălzește, e ce trebuie. O să mai urmeze un clip, că deja ne-am lungit prea mult, cu concluziile finale și cu un versus, adică cum era înainte și cum e acum, cu 43 versus 45 highway. Bun,
V-am salutat, sper că v-a plăcut clipul. Să fiți sănătoși și toate cele bune. La revedere!